Astăzi vom testa serverele de Minecraft din România și vom vedea cum sunt acestea. Nu prea am făcut niciodată un episod de genul, am zis că ar fi destul de interesant să facem treaba asta, să intrăm pe majoritatea serverelor mari din România. Dacă îți place ideea, lasă un like și rămâi până la final pentru o mare surpriză. Am aici și două servere internaționale, dar nu o să intru pe ele, pe Hypixel nu vreau să intru pentru că majoritatea cred că știți care e faza pe Hypixel. Mai am aici un MC Central, uh, mă mai jucam eu un Survival Games acum foarte mult Timp și aveam impresia că e ăsta, dar nu e ăsta, nu există un server de survival games, deci am căutat acum vreo o lună și nu am găsit, dar lăsăm asta la o parte, suntem aici pe Minecraft, am adăugat cele mai populare servere din România, avem Gamester, avem First, avem Addicted 2, Minecraft România Original, HBMC... Uh, iGaming, Trident, Znic MC, Craft MC și Tropical MC. Aici sunt o grămadă de servere și hai să începem cu cel mai mare server din România care este Gamster, Oare 1300 de player, destul de impresionant, dar din câte am înțeles s-a dus puțin și pe internațional uh, Gamster, adică nu este doar de români. Hai să intrăm pe acesta, bă nu pot să cred, am intrat cu numele Ziner și mi-a luat cineva numele Ziner. Doamne ferește mă, deci am intrat special cu alt cont, doamne trebuie să ies și să intru iar. Deci dacă nu mă lasă cu Ziner 7777, deci 4 de 7, da mă mă lasă. Ok, am intrat pe server, bun, și în sfârșit pot să văd și eu gamester Eu nu pot să intru pe niciun server de genul pentru că numele meu Sinner22, știți cu toții numele meu de pe Minecraft, este luat. Pentru că toată lumea a intrat cu numele meu și și-a făcut un cont acolo și eu nu mai pot să intru. Am intrat pe gamester, ok, și hai să vedem ce avem aici. Văd că totul e în engleză, deci nu e nimic în română. Aș vrea să dau pe română sau nu există așa ceva. English, germană și română și rusă. Wow, ok. Și am dat pe română. Hai să vedem ce secțiune are gamester. M-am mai jucat din în când în pe GameStar acum, acum ceva timp și vom intra pe o secțiune, văd aici creativ, survival, skyblock, prison, faction, sky, pvp, the pit, assassin, bo vezi că GTA, mă, vezi că are, aici sunt minigame-urile, vezi că are multe, multe rău mini uh, minigame-uri, zic eu, quick sg, nu cred că e survival games asta, ia să vedem, dacă ar fi survival games chiar ar fi tare, dar nu prea cred, dar nu se joacă nimeni aparent asta, deci nu pot să testez dacă e survival games sau nu, uite, vreau să testez hide and seek Dacă pot să joc Dar din păcate nu joacă nimeni Sau sunt prea mulți pe alte secțiuni Asta e problema, când ai foarte multe secțiuni E greu să-ți împarți jucătorii, știi? E destul de greu, uite, joacă 27 Dar până termină aia, cred că durează 10 minute Vreau să intru pe survival, hai să intrăm pe survival Pe majoritatea serverelor Avem 3 tipuri de survival, classic, explorer Și lifestyle, bă, asta e tare Chiar e foarte tare, dar văd că este pe versiunea 1.19.4 Deci încă nu au dat update De 1.20 Hai să dăm pe classic Asta e cel mai clasic Ne-a băgat aici Avem un kit Interesant Protecția Care nu-ți dai seama Că e protecție Dar na, mă gândesc Că e intuitiv Să vedem un uh, kit daily Avem aici un kit daily Ce ne dă Daily key uh, Oh Acacia Bine Acacica Așa avem doar kit daily Nu avem și noi kit starter uh, A mă, mă gândesc Că kit starter E ăsta deja mm, Nu am ceva meniu. Să văd și eu Ce are pe aici Mă uitam acum puțin Prin ce secțiune mai sunt și, bă, eu am văzut că sunt 1300 de oameni, adică sunt 1300 de oameni. Dacă vă uitați în dreapta aici scrie 1300 de oameni online. Și mă uit pe secțiuni și nu văd unde sunt oamenii, adică sunt pe Skyblock? Nu, nu sunt pe Skyblock oamenii. Și mă uit așa, cea mai mare secțiune e cu 400. Dar dacă adun toate astea, eu nu cred că dă 1300. Mi se pare puțin ciudat. Bă, posibil să dea. Habar n-am, habar am Bă, GameStar-ul e cel mai mare server. N-am ce să-i zic. E nota 10. Are o comunitate foarte faină, multe minigame-uri. Deci ai ce să faci aici. Poate sunt și mai puțini jucători că eu filmez la ora 10 în momentul de față. Deci vă dați seama că, na, nu sunt așa de mulți față de un weekend și nu știu o oră mai devreme să zic așa. Cred că v-a juca și voi cel puțin o dată pe Gamester dacă mai intrați pe servere de genul românești. Hai să vedem următorul server. Mamă, n-am făcut băieții să intri de pe 1.20. E 1.20 de o lună, bro, și nu pot să nu pot să intru și eu, nu pot să intru nici pe First, nici pe Addicted, nici pe Minecraft România. Bă, de fapt pe Original pot. Ah, nu pot nici pe Original. Hai că am reușit pe Original să intrăm. Pe Original am mai jucat am mai filmat episoade acum, cred că 2 ani, deci știu serverul cât de cât. Hai să vedem ce are originalul, pentru că nu am mai văzut ce, ce s-a mai băgat pe original. Uh, hai să vedem, avem survival. Hai să vedem survivalul. Începem aici cu iteme destul de interesante. Protecția arată foarte tare protecția asta. Si tare rău protecția, chiar îmi place cum arată. Ok, hai să vedem uh, un meniu. Nu există meniu, hai să vedem un help, nu există help. Uh, hai să vedem un warp, nu știu, nu știu ce e pe server. Mă, mă, mă gândesc la chestia asta Prima dată A, ah, Arena Crates Easter Shop Mamă, de a trecut Cum se numește Paștele de ceva timp O, oh, fotbal Ia că mă duc la fotbal Bă, tare că au fotbal Chiar e tare Ia, slash spawn A, ah, ok Mamă, și jucăm fotbal aici Aici asta am trenorul A, ah, și m-am băgat aici la dreapta. Bă, cât de tare ești nebun Wa, Și joci fotbal, bro Cât de tare asta m a jucat în continuu Pe, 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 pe chestia asta Gol, Sinor 7-7-7 Ой, скреба. chiar tare. Mamă, și cu teleportul. Bă, puncte în plus pentru treaba asta. Chiar, chiar îmi place. Avem parcur, avem tops. Ok, muzeu. E să vedem muzeu. Ha, Billy Eilish. Bro, ce? De ce e Billy Eilish aici? Ok, asta e muzeu. Ok, hai să vedem un kit Ce primim noi ca și începători Kit start, kit hill, tropical Hai să vedem start Ah, ok, l-am primit pe ăsta de start Ah, ok, ok, ok Și astea sunt hit Dar mă gândesc că trebuie să, să done pentru ele. Ok, hai să vedem alte secțiuni. Lifestyle, nu știu care e faza cu lifestyle ăsta. The Box PvP. Și Pirate Island, ok, hai să vedem la The Box Am mai intrat și pe restul, dar din păcate nu prea sunt playeri pe, pe treaba asta uh, Mi se pare foarte tare spawn-ul, deci spawn-ul ca și construcție foarte, foarte tare Deci chiar mie îmi place Doar că problema că n-ai niște NPC-uri să interacționezi cu ele Gen, uh, se ducă pe secțiune și așa mai departe E doar cu bulețul ăsta N-ai, nu știu, niște informații sau ceva de genul Plus de asta, mi se pare că a trecut uh, Paștele Deja nu prea mai e în tematică Original mi s-a foarte tare înainte și avea mai multe secțiuni, dar nu știu ce s-a întâmplat neapărat cu originul. Mă rog, mă gândesc că la un moment dat serverele nu mai sunt atât de profitabile și nu se mai investesc atât de multe în ele, deci n-ai cum să dai neapărat vina pe server. Pă da, chiar îmi place, mi-a plăcut originalul, dar uh, nu știu ce s-a ce s-a întâmplat cu restul secțiunilor, sincer să fiu cu voi. Am intrat acum de pe 1.19.4 pentru că ați văzut că nu mergea de pe 1.20. Hai să intrăm pe First. E un server cred că destul de nou. L-am mai văzut pe TikTok, mi TikTok-uri de la el și n-am intrat niciodată pe el să văd ce are serverul ăsta, chiar sunt curios. Bun, am intrat aici, a foarte tare lobby-ul și logo așa foarte tare, bă, respect, respect pentru, pentru lobby-ul ăsta, mă gândesc că e ceva de muncă. Hai să vedem ce avem aici, avem Earth. Uuu, uh, ăsta e Earth de la gen cu hartă și super tare Box PvP, ăsta e un fel de kit PvP, nu am idee dacă e kit PvP One block și a Tât cred, ok. Arcul fermecat, ce face arcul fermecat? Hai să intră pe ceva. Ok, m-am dus. Asta face arcul. Uh, deci ăsta earth e destul de interesant. Știți că am mai făcut noi niște episoade. U RTP, uite unde ne duce. Hai să ne ducem în Europa. Ne ducem în 3 secunde în Europa foarte tare. Nu știu dacă e singurul server cu Earth, dar chiar îmi place, sincer. Chiar îmi place. Ne-am dus în Europa și ăsta e practic pământul. E o hartă, dar nu mai intru pe site-ul respectiv. Destul de tare. Dacă am grifat spawn Bă, ce-au făcut? Ok, m-a dat afară. Da, nu mai merge să intru pe server. Bă, vreau sa să filmez odată și cred că e mentenanță sau ceva. Hai să vedem și One Bloc, o secțiune destul de jucată, sincer. Foarte interesant lobby -ul. ce îmi place la ei, sincer, o să fiu cu voi. Îmi place meniul din dreapta, bara din dreapta. Ea, o tematica asta de roșu, uh, vedeți acolo etapă, gang, points, balanță, tare. Deci chiar îmi place la e foarte, foarte tare. Serverul mi se pare foarte fresh, foarte bine pus la punct, din punctul meu de vedere. Chiar, chiar are potențial foarte mare, dar mi se pare că sunt cam puține secțiuni. Uh, jucători sunt, văd cam 30 de jucători peste tot, dar cred că ar mai trebui niște minigamuri părerea mea, ca orice server ar trebui să fie niște minigamuri. Când te plictisești de un survival, de un one bloc te-ai pe repede la un, nu știu, bedwars de exemplu. Mai departe, hai să intrăm pe Addicti 2. Eu am mai auzit de serverul ăsta, dar nu cred că am intrat niciodată pe el. Ia să vedem ce are Addicti 2. Are Assassins, Bedwars, Prison, Build. Ok, asta e tare. One Block Survival Fantasy, Skyblock Survival. Hai să vedem Survival-ul cum este, că mă gândesc că asta e printre cele mai jucate. Un kit starter interesant. Văd că îmi place kit-starter-ul, chiar e tare, protecția clasică. Pe partea dreaptă, meniul ăla seamănă foarte mult cu cu FirstU, deci chiar mi se pare tare așa pe tematică. Hai să vedem un help ce avem. Kit, Ok, chiar... Hai să vedem la kit dacă mai primim ceva. Ah, mai primim mai primim o protecție, deci avem două protecții cum ar veni. U, ce tare asta. Ai, ah, ce este un balon? Bă, tare, 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 îmi place, îmi place. Chiar e interesant. Bă, place, serverul are diversitate, adică ai și one block ai și factions, ai și prison minigame-uri, bedwars deci, bă, ai, ai ce face pe server spawn-ul mi se pare puțin ciudățel, e așa micuț, nu știu, mi pare ciudățel spawn-ul, uh, lobbies staff, ok Oh, muzică, ce tare poți să spui muzică bă, pune stop la muzică că luăm copyright hai că luăm copyright, ha, uite, ai și parkour acolo, mă, interesant, interesant, dar mi se pare cam micuț lobby-ul, părerea mea dar uh, chiar, chiar fain și serverul la acesta. Avem uh, Minecraft România, Minecraft România acum foarte mult timp, mă jucam eu când eram mic pe Minecraft România, era lui ZZ Andrei, nu știu ce se mai întâmplă cu Minecraft România, n-am mai auzit nimic, deci nu știu ce mai e pe serverul ăsta, uh, ne verifică aici, ah, ok, ok, am intrat pe server, profil moduri de joc, ia să vedem aici ce avem, The pit. Ok, e prima dată când văd the pit. Skyblock block bed doors, one block earth. Ah, ok, nu, mă gândesc că o să bage earth. Fantasy, a doua oară când văd survival fantasy acesta, player housing. Prima dată când văd player housing, mai era pe high pixel și uh, știu că era ceva cu parkour în același timp. Hai să vedem survival-ul pentru că așa le-am comparat pe toate cu survival-ul. Ok, am început aici cu un kit interesant, zic eu. Protecția, diamante, o bărcuță. Vezi că e bine. În dreapta îmi place meniul așa cu verde, e destul de tare, chiar îmi place meniu, dar spam nu, nu știu ce să zic de spawn, că e așa Într, -o, într un hambar, așa pare. Questuri. Ok, interesant. Ne va teleporta la questuri. Eu uite arabul ăsta. Alo? Economie. O tare, tare, tare. Chiar chiar îmi place. Sunt câteva chestii destul de interesante. Lobby-ul destul de jmecher Mi aduce așa aminte de survival games, nu știu, de, de chestii de MCJ mi aduce aminte. Avem aici NPC-urile. Destul de tare, destul de făinut serverul ăsta, sincer să fiu cu voi. Deci încă există play.minecraft.ro acum nu știu cine îl mai are, dar uh, încă există acest server. Hai să intrăm pe serverul lui Znic. Nu știu dacă o să apuc să joc pe toate serverele pentru că sunt destule multe. Am intrat pe serverul lui Znic. Uh, am mai intrat cred că pe serverul lui Znic l-am lansat. Chiar eram curios să văd uh, ce a făcut Znic. Este serverul lui Znic. Uh, mă gândesc că știți uh, pe acesta. Acesta este lobby-ul foarte drăguț, e așa un coral, chestii, lobby. Știu că e făinuț, uite și cum se colorează acolo. Hai să vedem ce secțiuni. Ți minte că când s-a lansat avea survival și mai

ce au mai adăugat ei după două luni? Avem The Pit, Bed Wars, Build Battle și Mineware. Și aici e Hide and Seek, cred că o urmează. Bă, tare că au Build Battle. E prima dată când văd bill Battle, cred. Dar uh, văd că nu prea se joacă. Majoritatea se joacă pe The Pit și pe Survival. Hai să vedem cum arată Survival, bro. Vreau pe Survival. Gata. Mi-a băgat pe Survival. Și hai să vedem kitu. Mamă, bo, vezi că e aici restrâns cât de cât kitu. Avem un backpack. Asta e tare. E prima dată când văd un backpack așa că dă din prima, destul de tare. Avem random tip avem aici pe domnul Snick, ai enchanturi, îmi place foarte mult spawn-ul, deci spawn e, e foarte tare, nu știu, îmi place foarte, foarte mult cum, cum e făcut spawn-ul, e ca lumea a făcut aici, ai creaturile, aici te spawnezi, stopuri și nebunii, bă, spawn nota 10, deci chiar, chiar îmi place spawn-ul acesta, ai din dreapta e interesantă, bă, da, chiar îmi place serverul lui doar că am văzut că nu prea l a mai promovat, nu știu dacă s-a mai jucat pe el și așa mai departe, dar serverul văd că mai primește update-uri. Interesante și aceste minigame-uri. E prima dată când văd miner. mineware. Acum voiam să intru pe un server <gântu -i> interesant cel puțin. Se numește Tropical MC. Am descoperit serverul ăsta acum câteva zile. Pur și simplu mă uitam pe lista de servere pentru episodul ăsta și am descoperit serverul ăsta aici. Și o să intrăm pe el și o să vă explic care e faza. Am intrat pe el și vreau să vă readuceți aminte. În 2021, finalul 2021, noi youtuberii de pe Tropicraft 2 ne-am deschis schis un server, se numea Topicraft serverul. Și ne-am strâns mai mulți YouTuber, am, am contactat un developer care să ne ajute pe partea asta de, de un server și uh, persoana respectivă ne-a ajutat să facem un server. Serverul nu prea ținut foarte mult pentru că nu ne-a ocupat de el. Dar am intrat pe serverul ăsta și efectiv e serverul Topicraft. Deci e exact la fel, bro. Exact la fel. M-am uitat la un clip cu Topicraft și era efectiv la fel. Așa era Luca cu hype-ul, era, era Top pe Bedur, Survival, One Block și Player Housing. Și mai eram eu pe Speed Builders, dar nu cred că nu cred că am mai pus. Și ăsta e exact la fel, uite, Tropical MC SMP de aici a scris Topicraft. Nu știu cum s-a copiat serverul ăla, dar mi s-a profan. Am vrut să vă arăt treaba asta. Nu știu cât de legală e, nu știu ce s-a întâmplat aici, nu vreau să mă bag, dar nu știu. Bro, de ce, de ce, de ce ai copia unul la unul serverul? Măcar schimbă-l. E efectiv 1 la 1. Mă rog, nu sunt player pe el, dar totuși. Iar acum mai am un server pe care vreau să intrăm puțin. Dacă dau eu aici sus, ia te m apărut un server. mc.ratoni.ro Ok, ăsta e un server nou, pare. Deschiderea pe 5 iulie, nici măcar nu-i deschis serverul. Pentru mai multe noutăți alături pe Discord. Ok, interesant. Cred că o să las și Discord în descriere. Hai să intrăm pe serverul ăsta, ne și logăm. Ne-am logat. Suntem aici. Cu cine suntem, mă? Cu Alin. Te salut, Alin Bine, mamă, și ne-a băgat aici pe serverul ăsta jmecher. Ia să vedem. Bă, ăsta si eu. Alo? Mi-a furat skin-ul, băieți. Hai că mi-au furat skin-ul. <laughs> da, fac și eu pe prost acum Băieți și fete Vă anunț și pe acest episod Dacă n-ați văzut deja Eu îmi voi deschide pe data de 5 iulie propriul meu server. De ce am făcut acest episod? Am vrut să intrăm și pe serverele celelalte, am vrut să vă arăt ce are și serverul meu. Nu vreau să zic că un server e mai nașpa, că pe ce am intrat eu e super nașpa, cal meu e cel mai bun. Nu, fiecare server este bun în felul lui, fiecare poate să se joace pe ce server vrea, doar că eu vreau să vă prezint serverul meu. Îmi fac promovare la serverul meu, plus că am făcut promovare gratis la toate serverele, adică de până acum. Și da, hai să vă prezint puțin serverul meu care pe 5 iulie se deschide. Avem două secțiuni surpriză, ai secțiunea mea preferată. de a vreau să fie și skinul meu aici. A? Și asta e o secțiune care este foarte cerută în România. Adică o să vă placă. Toată lumea se joacă secțiunea asta. Iar două secțiuni clasice. Survival 1.21. Și Skyblock 1.18.2. Dar cred că suntem printre singurele servere sau chiar singurul server din România care are Survival 1.20. Ceea ce o să fie destul de tare. Avem cămilele, avem tot ce ține de 1.20 băgat aici. Deci puteți intra cu 1.21. Hai să intrăm pe 1.20 pentru că am băgat și o versiunea 1.20. Asta e lobby-ul, by the way, asta e lobby-ul. Și ce vedeți voi aici nu este gata, varianta finală. Noi lucrăm de 3 luni la serverul ăsta, nu este 100% gata, o să fie gata când o să deschidem. Eu oricum filmez mai din timp acest episod pentru că o să fiu plecat. Nu o să intru pe Skyblock, o să, o să las așa puțin surpriză pe Skyblock-ul ăsta. E ceva ce nu există în România, Skyblock-ul ăsta, atâta vă zic. Dar survival-ul este un survival survival normal și hai să intrăm pe survivalul normal. Asta este kitul de start. Avem niște mâncărică, niște iteme, una alta, ok, și aici este meniul principal. Avem un item cu meniul principal și dacă dăm aici o să vedeți tot ce are acest server. Atâta vreau să vă arăt. Nu vreau să vă arăt mai multe. O să descoperiți și voi chestia asta când o să se lanseze serverul. Sper că v-am făcut curios oricum. Ia să dăm și noi aici recompensa zilnică. Uuu, bine pe recompensa zilnică. Ia, recompensa

Bine pe diamante și lunară Mamă, bine pe gold Cum v-am zis, serverul nu este în totalitate gata Deci ar putea să vedeți mult mai multe chestii Când o să se lanceze Sper că v-am făcut curioși, lăsați un like acolo Și vreau să lăsați în comentarii cu cine o să mă joc La lansarea oficială a serverului Pe 5 iulie la ora 8 Cam acesta ar fi episodul, am testat câteva Servere, am intrat pe ele Destul de faine, mi se pare că avem o comunitate Destul de mare în România Și chiar băieții se descurcă Pe partea asta de servere, o să mă întreba foarte mulți de ce mi-am deschis și eu server și sincer principalul motiv e să am undeva unde să pot să filmez, să fac content, să ne distrăm împreună pentru că toată lumea o să aibă de câștigat din acest server. O să aveți mai multe episoade, o să aveți un server unde vă puteți juca și alături de mine pentru că și eu o să mă joc aici foarte mult, dar mai multe o să vedeți pe parcurs. Eu vă ținăr și să aveți o zi minunată în continuare. V-am pupat! Pa, pa!